Procurorii de la parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj l-au trimis în judecată pe Alexandru Lupulescu pentru săvârșirea în formă continuată a infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, pedepsită cu închisoarea de la 2 la 8 ani, dar și pentru delapidare cu consecințe deosebit de grave, faptă pedepsită cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Avocatul său l-a anunțat astăzi pe judecătorul de caz că va solicita schimbarea încadrării juridice. Da, pentru Lupulescu Alexandru. În delapidare în infracțiune prevăzută la legea 31/90. Urmează la termenul următor să formulăm cererea de schimbare a încadrării juridice. Ce anume s-a schimbat din cercetări? Une distinctă în legea 31, nu cea din codul penal, cea de delapidare. Au greșit procurorii? Vedem, se pronunță judecătorul dacă a greșit sau nu. Noi formulăm o cerere. Dacă judecătorul va admite cererea și doar în cazul în care s-ar ajunge la condamnarea la închisoare prin această solicitare, s-ar reduce considerabil pedeapsa. Și asta pentru că noua faptă s-ar referi la folosirea cu rea credință a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect și i-ar aduce inculpatului o pedeapsă de până la 3 ani închisoare față de 20 cât prevede delapidarea. Ceilalți inculpați nu au făcut declarații după termenul de azi. În acest dosar au fost trimiși în judecată doi medici veterinari, dar și femeia de afaceri Maria Lupulescu, acuzată de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. Potrivit datelor din rechizitoriu, aceasta, în calitate de administrator al unei societăți comerciale din Târgu Jiu, în perioada 2010-2012, nu ar fi evidențiat în contabilitate toate veniturile realizate din vânzarea produselor din carne. Sandel Lupulescu este suspectat că, în calitate de administrator al unei societăți comerciale din Târgu Jiu, în perioada 2009-2010, nu ar fi evidențiat în contabilitate toate veniturile realizate din vânzarea produselor din carne, sustrăgându-se de la plata impozitelor și taxelor la bugetul consolidat al statului cu suma de aproximativ 52.000 de lei. Acesta mai este suspectat că și-a însușit și a folosit în interes personal suma de aproape 1.500.000 de lei pe care a împrumutat-o în numele societății comerciale administrate de la două persoane.